Slăviți să fie Domnul! Amin. Așa cum am spus și cum spun de fiecare dată, este o bucurie să fiu în slujba Domnului. Este o bucurie și un har pentru mine să fiu și în dimineața aceasta împreună cu voi. Mulțumesc Domnului pentru harul acesta. Mulțumesc vouă pentru răbdare, fratelui Iosif pentru invitație. Conștient de faptul că în legea veche oamenii n-aveau voie să poartă poveri în ziua sabatului, n-ar vrea să fie o povară în dimineața aceasta cuvântul și ne vom țili cu ajutorul Domnului cât depinde de noi să fie lucrurile bine și în regulă, în sensul că să nu forțăm foarte mult timpul. Mi se pare normal să fac o precizare. Duminica trecută am vorbit despre șoferii de taxi și nu vreau să creadă cineva că este un dispreț în mine pentru meseria aceasta. Este o meserie onorabilă ca și orice altă meserie. Într-una din bisericile în care slujesc, am un frate care lucrează ca măturător de stare. Și eu i-am spus, mă trebuie să te rogi mai mult. Că Dumnezeu te va scoate din stare, asta te va ajuta, te va ridica, te va crește. Și el crede că așa se va întâmpla. Așa cum doar să creadă eu, baptist fiind, că vreodată aș putea să am un gând, o atitudine împotriva mișcării baptiste, așa cum, dacă mă duc la ei în biserică, nu am vreun gând, vreo atitudine împotriva bisericii pentecostale. Și ca și copii al Dumnezeu, ca și frații ai mei, ar vrea cu toții să ajungem în Împărăția lui Dumnezeu. Amin. Și să ne vedem acolo. Și să umblăm biruitor până atunci ca să merităm premiul cel mai cerești. Aș vă spun un lucru din trecutul meu. Prin 1985, un frate păstor, Alex, al chema, obișnuia să racoleze tineri, să spună, hai să mergem în lucrarea Domnului. M-a luat și pe mine într-o duminică dimineața, am stat undeva la ocazie, n-avea mașină, era greu de mers atunci, mai ales duminica dimineața, circulau rar mașinile și a oprit o Dacia neagră. Cei care sunteți mai în vârstă știți, mașinile negre erau de speriat, cu număr galben și cu niște băieți tunși scurt acolo, cu freză scurtă. A oprit la noi, fratele Alex a spus, am vrea să mergem până la pe Valea Grijului, până spre Agriș, dacă puteți să ne luați. Sigur, cum să nu, am urcat în mașină și la vreo 500 de metri, după ce au pornit, am întrebat, dar de ce mergeți la Agriș, pe Valea Grijului? Pentru ce știți, eu sunt pastor și nu, repede a oprit, jos. Da, să vedeți că am... Nu, jos, repede jos. Am constatat că era cine nu trebuia să fie și n-am avut niciun fel de izbândă. Dar s-a uitat fratele Alexa la mine și a spus, frate, dă-mi Biblia. A băgat Biblia în geantă și avea o geantă încărcătoare și a făcut cu mâna. Cu mai multă îndrăzneală ne-am rugat și a făcut cu mâna. A venit tot o mașină neagră, tot cu număr mic, tot cu băieți tunși scurt. A oprit foarte amabil, noi am urcat amabil, fratele zicea, dacă vreți să ne duceți până pe Valea Grijului, că avem multă treabă, părea așa un om hotărât să facă treabă. Și au întrebat ei după un timp, dar ce faceți pe Valea Grijului? Pentru că noi mergem acolo că suntem achizitori de oi. Și au zis, fai, ce bine, și cum merge treaba? Păi merge bine, merge... Se ferea să spună cu ajutorul Domnului și așa, merge bine treaba, dar e efort și trebuie efort, trebuie luptă, lucrat mult. A mers cu bine, când am vrut să coborâm, vrea să le dea niște bani, spus, nu, vă dorim o zi bună și să aveți succes, după ce am fost sigur că suntem jos și nu se mai poate întâmpla nimic, zice, fratele Alexa, să știți, noi suntem achizitori de oi pentru Hristos. Și mergem pe Valea Grijului să căutăm oameni care cred în Hristos și sigur că ei au fost puțin mai șifonați, puțin ofiliți, dar a trecut în evenimentul acesta, care de câte ori mi-aduc aminte, mă gândesc cu înfiorare că putea să se întâmple altceva, dar mă gândesc cu bucurie că spune cuvântul că întotdeauna când vom fi pus în fața oamenilor, a autorităților, să ne îngrijorăm. Că Dumnezeu ne va da cuvintele înțelepciunii ca să trecem peste orice fel de situație. Așadar, ca achizitor de oi pentru Hristos, am venit în dimineața aceasta în mijlocul vostru, am avut o săptămână binecuvântată,
îmbelșugată din punct de vedere spiritual. M-am rugat cu mai multe persoane, am simțit că Domnul s-a atins de mai multe persoane. Am fost fericit să vorbesc foarte mult cu Anița și cu Ovidiu. Mă rog ca Dumnezeu să-i binecuvinteze și la vremea potrivită ei să facă lucrurile care trebuie pentru Dumnezeu. M-am bucurat de altfel și de Rebecca și Andreea și ele au fost așa, între cele pentru care m-am rugat și alte persoane pentru care și cu care m-am rugat. Nădăjduiesc că aseară s-a făcut o conexie împreună cu a fratele Iosif, împreună cu fratele Adam de la o biserică engleză și că lucrurile vor merge bine pentru că el este englez-italian, căsătorit cu o româncă, iubește pe Dumnezeu și vrea să facă voia lui Dumnezeu. Dar toate lucrurile acestea vrem să le punem în mâna lui Dumnezeu. Așa cum aș vrea să punem în mâna lui Dumnezeu, a fost joi seara un frate din Zalău aici. Iar acolo mai prin spate, probabil acum este la altă biserică. Dar o să încerc să iau legătura și cu el, să ne vedem, noi ne cunoaștem din Zalău. Și doresc ca Dumnezeu să-L binecuvinteze și pe el și pe noi toți, cunoscut și necunoscut. Dar mai ales Dumnezeu să ne ajute să ajungem în cer. Același proiect l-am al lui Dumnezeu pentru noi. Să ne rugăm, să ne rugăm mult, indiferent de motivația care o spunem mai în glumă, mai în serios, dar motivația sinceră este că rugăciunea deschide toate posibilitățile. Deschide cerul lui Dumnezeu, deschide împărăția lui Dumnezeu, îl face pe Dumnezeu sensibil. Când un neprihănit și un nenorocit sau un nenorocit se roagă, Dumnezeu are urechea sensibilă și aude, ascultă, și împlinește rugăciunea. Slăvit să fie Domnul pentru toată lucrurile. Am citit în dimineața aceasta, îndemnat de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, textul acesta, care este un text neobișnuit pentru o duminică dimineață sau pentru o duminică vecină. Și înțelegem pe scurt că niște gabaoniți, un popor care n-avea dreptul să facă, n-avea dreptul să beneficieze de protecție din partea lui Dumnezeu prin oamenii lui, prin poporul lui, au mers cu o șmecherie la poporul lui Dumnezeu, au făcut ei așa un act de tupeu, de obrăznicie și au mers înaintea lui Dumnezeu cu șmecherii. Sunt mulți oameni care merg și astăzi înaintea lui Dumnezeu cu șmecherii și nu țin cont de circumstanțe, de amănunte, ci merg așa, stil împins, brutal și vor să facă și să-L oblige pe Dumnezeu ca Dumnezeu să privească spre ei, să lucreze din cerul Lui. În cazul gabaoniților au reușit. În cazul multora dintre noi, reușim. În cazul meu, eu am reușit. Și o să vă spun în continuare de ce și cum. Pentru că Dumnezeu are niște principii. Dumnezeu are niște principii care sunt următoarele. Citim un text din Geneza, capitolul 18, versetul 19. Și mă bucur că putem să facem citire aici și nu mai trebuie să urmăresc pe Scriptură. Spune Dumnezeu despre Avram. Căci eu îl cunosc pe Avram și știu care să poruncească fiilor lui și casei lui după el să țină calea Domnului făcând ce este drept și bine. Asta e lucrul pe care vreau să ne focalizăm atenția. A face ce este drept și bine sau a face ce este bine și drept. Pentru că dacă vă uitați în textul pe care fratele nostru Sum l-a citit, în versetul 25 spune cuvântul așa. Gabaoniții, după ce s-au recunoscut că sunt înfrânți, au fost niște șmecheri, niște dupeiști, i-au spus lui Iosua, acum fă ce este bine și drept să faci. Dumnezeu zice drept și bine și ei întorc lucrurile, schimbă lucrurile. Ce este bine și drept să faci? E tare important lucrul acesta și vreau să-l legăm de Isaia, capitolul 56, versetul 1. Așa vorbește Domnul. Păziți ce este drept și faceți ce este bine, căci mântuirea mea este aproape să vină și neprihănirea mea este aproape să arate. Reține și aici principiul lui Dumnezeu. Faceți ce este drept și bine.
drept și bine. Este ordinea pe care Dumnezeu a instituit-o. În Evanghelia după Ioan, în 1 Ioan, capitolul 2, versetul 15, spune cuvântul, parcă făcând un arc peste timp, la câteva mii de ani distanță, nu iubiți lumea. Nu iubiți lumea. Nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Veți spune, probabil, nu este cuvântul nici bine, nici dreptate. Dar este corect. Peste timp, peste mii de ani, Dumnezeu s-a exprimat altfel înaintea poporului și vreau să se exprime, și vreau să cred că se exprimă astfel, altfel nouă și ne spune nouă, nu iubiți lumea. Altora ne spune, nu mai iubiți lumea și principiile lumii, pentru că dacă o faceți, dragostea lui Dumnezeu, care, spun acum un secret, mai târziu o să-l destănui, o să-l dezvolt. Dragostea lui Dumnezeu care face să se schimbe lucrurile. Așa cum au cerut gabaoniții, așa se face cu noi, cu fiecare în parte. Dacă ei au beneficiat de iertare, îndurare, schimbând lucrurile, punând lucrurile într-o ordine inversă, așa s-a întâmplat și cu noi. Așa se întâmplă și astăzi în viața noastră și în inima noastră. O primă greșeală a evreilor în timpul lui Iosua era că ei n-aveau voie să se amestece cu popoarele străine. Citim Exod, capitolul 23, de la versetul 29 la versetul 33. Spunea Domnul așa, făcea pârtie ca la schi. Pârtie înaintea poporului evreu și spunea, nu-i voi izgoni popoarele care ocupau țările Canaanului, nu-i voi izgoni într-un singur an dinaintea ta, pentru ca țara să n-ajungă un pustiu și să se mulțească împotriva ta fiarele de pe câmp. Ci le voi izgoni încetul cu încetul dinaintea ta, până vei crește la număr și vei putea să intri în stăpânirea țării. Îți voi întinde hotarele de la Marea Roșie până la Marea Filistenilor și de la pustiu până la râu. Căci voi da mâinile voastre pe locuitările țării și vei izgoni dinaintea ta. Să nu fac legământul cu ei, nici cu Dumnezeii lor, ei să nu locuiască în țara ta, ca să nu te facă să păcătuiești împotriva mea, și aceasta ar fi o cursă pentru tine. Deci, reținem, să nu faci legământ, căci aceasta ar fi o cursă pentru tine. Și evreii, Iosua și poporul evreu, exact asta a făcut. Legământ și-au căzut în cursă, în capcana pe care gabaoniții aceștia șmeche le-au întins-o. Ce-au făcut gabaoniții? Au luat, ei locuiau aproape. Ca și cum ar fi aici un alt cartier sau un alt orășel, locuiau aproape și-au luat niște haine vechi, demn de toată mila, au luat niște pâine mucegăită, stricată, întărită, au luat niște burdufuri în care își purtau rezervele de apă crăpate și cârpite și au mers la ei așa, ca niște oameni necăjiți din cartea de română. Ca niște oameni necăjiți. Dom'le, uite, ăștia suntem noi, venind de departe și spun, pentru slava Dumnezeului vostru. Cred că ăsta a fost cuvântul care a muiat inima. Și noi când chemăm oamenii la mântuire, îi chemăm pentru slava lui Dumnezeu. Pentru ca Dumnezeu să-și proslăvească numele. Așa s-a întâmplat în locul acela și în vremea aceea. Evreii vreau ca Dumnezeu să-și proslăvească numele prin faptul că avea câștig de cauză asupra unor oameni care nu aveau niciun drept. Și le întind o mână de ajutor. Și șmecheria aceasta a lor a ținut, a funcționat. Și au spus, uite, ăștia suntem noi. Am venit pentru slava Dumnezeului vostru, că am auzit lucruri mari și minunate pe care Dumnezeu, Iahve al vostru, le-a făcut și cum a făcut să aveți trecere în fața poporilor pe unde a trecut. Toate lucrurile acestea, așa o descriere foarte faină, foarte ilustrată, îți venea să plângi. Îți venea să faci tomacul mare și pieptul mare, că ăsta e Dumnezeu. Ăsta e Dumnezeu. Și pentru slava Dumnezeului vostru, am venit și voi, că vă admirăm și știm toate lucrurile. Și-au spus asta, Iosua și poporul, hai să facem legământ cu ei. Deși n-aveau voie. Oricât ar fi fost de necăjit, oricât ar fi fost de
dor ni să-i ajute pe oamenii aceștia, oricât ar fi oamenii aceștia de demn de compasiune, gabaoniții, n-aveau dreptul. Dumnezeul lor din cer, care îi călăuzea noaptea în stâlp de lumină și ziua le făcea umbră cu stâlpul de nor, Dumnezeul acesta a spus să nu faci legământ cu ei. Să nu iubiți lumea și lucrurile din lume. Să nu faceți niciun fel de lucruri care ar putea să compromită, să dinamiteze relația între voi și Dumnezeu. Și au spus, hai să facem o încercare. Hai să facem o încercare. Și mergem, îi credem. Și-o luat din pâinea lor, fără să întrebe pe Domnul, s-o uita la hainele lor, le-o pipăit, așa. La început, când primele săptămâni, când am venit din România, ca la bisericile unde am fost, ziceam, încă miros a România. Acum n-aș putea să spun că miros a România. Încă, dar le spuneam fraților și așa, era o dorință. Hai să vorbim, să mai vorbim ce se întâmplă în România, ce se întâmplă pe acasă. Și eu foarte bucuros sunt să vorbesc, mai ales despre Casa de Sus. Și le spun oamenilor pe unde umblu, spune-mi tu despre lumea aceasta, dar după aia lasă-mă să spun eu despre lumea lui Dumnezeu. Despre Împărăția lui Dumnezeu. Despre Împărăția lui Dumnezeu vreau să vă spun și vouă acum. Și să vedem cum s-a schimbat, cum s-au schimbat lucrurile și ce s-a întâmplat în scurgerea aceasta a vremii. Iosua și poporul au fost de acord, au făcut legământ. Au spus, nu o să vă omorâm. Nu o să vă ucidem. Nu o să facem lucrurile care ar trebui să le facem. Ci facem legământ cu voi. Încălcând astfel legea lui Dumnezeu și porunca lui Dumnezeu. Oamenii aceștia au fost descoperiți că au mințit, că au trișat, că au înșelat, că au beneficiat de ceva ce nu meritau. Credeți că noi meritam? Nu meritam nici noi. Nu meritau nici gabaoniții. De aceea, parcă ne asemănăm cu ei. Eu cel puțin mă aseamăn cu gabaoniții tare mult. Au mers înaintea lui Iosua la urmă și au spus Domnule Iosua, oameni buni, ăștia suntem noi. Am trișat. Știu că nu merităm mai mult. Dar faceți voi ce este bine și drept. Dacă spunea ce este drept și bine, mureau. Dacă spunea, faceți ce este drept și bine, ei se resetau. Se resetau evreii și spuneau, trebuie să-i omorâm. Trebuie să-i omorâm. Dar au spus, faceți ce este bine și drept. Fantastic lucru. Și de-a lungul anilor, de-a lungul generațiilor, așa se întâmplă lucrurile. Dumnezeu nu i-a contrazis pe gabaoniți. Dumnezeu nu a spus lui evreilor, faceți acum o revoluție și eu vă iert chiar dacă ați făcut legământ cu ei, călcați-vă legământul în picioare și ucideți-i, pentru că n-au dreptul să stea cu voi. Pentru mine, Dumnezeu, când m-am prezentat înaintea Lui, Dumnezeu știa că nu merit să fac lucrul acesta. Nu merit și n-am dreptul să fiu copilul lui Dumnezeu. N-am dreptul să fiu copilul lui Dumnezeu. Și pentru voi, vreau să vă spun și nu vreau să vă flatez. Oricine ați fi fost și oricum ar fi fost viața voastră, n-aveam dreptul să fim copiii lui Dumnezeu. După dreptatea lui Dumnezeu, pune cuvântul, ne amintim de doi tâlhari care au fost pe cruce și unul l-a acuzat pe Iisus Hristos și a spus, acum să te văd, Iisuse, de ce ești în stare? Acum să te văd ce poți tu să faci. Acum să te văd. Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, coboară de pe cruce, ia-ne și pe noi, fă-ne miniștri acolo. Vă dați seama ce miniștri ar fi ieșit din ei dacă făcea Iisus Hristos ca și colegi de suferință să-i spună acolo viceprim-miniștri sau ceva, niște trădători și niște criminali. Dar din mine, un om departe de fața lui Dumnezeu, un mizerabil și nenorocit. Și din tine, un mizerabil și nenorocit sau nenorocită, să-mi iertați expresia dură, Dumnezeu a spus, hai să facem ce este bine și drept. Ce este bine și drept. Și binele ăsta e așa de bun. Pune cuvântul, nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu, adică binele care e în Dumnezeu, te îndeamnă la pocăință? Nu vezi tu că harul lui Dumnezeu a fost arătat și ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în veacul de acum cu bunătate, dreptate și evlavie, așteptând fericita noastră îndrește? Nu vezi tu toate lucrurile acestea? Era drept să murim. Celălalt îl har spune, pentru noi este drept, că suntem niște ticăloși.
Pentru noi suntem, este drept că suntem niște mizerabili. Și Domnul Iisus i-a spus, pentru tine, dacă recunoști asta, este bine că vei fi cu mine în rai. A schimbat lucrurile. Putea să spune Iisus, da, așa e, e drept și o să mori și o să ajungi în fundul iadului. Putea să-mi spună Domnul Iisus mie, mizerabilul de mine, este drept că ești păcătos și ai trișat și ai înșelat, este drept și o să ajungi în fundul iadului. Dar bunătatea lui Dumnezeu a spus, îți dau o șansă. Vrei să fii copilul meu? Și așa a făcut Dumnezeu cu tine, cu fiecare. Cu voi toți cei care, cu noi toți cei care suntem copiii lui Dumnezeu. A spus, sigur, drept este că meritați o sânda. Drept este că meritați pedeapsa. Drept este că meritați iadul și iadul cu focul de viermele nu doarme. Dar bine este că recunoașteți lucrul acesta. Bine este gabaoniților că recunoașteți și se aprobă cererea voastră. Chiar dacă voi să vreți să puneți cererea invers. Se aprobă. Bine și drept. Bine și drept. Și dreptul acesta, dreptatea aceasta care au cerut-o ei, s-a transformat așa de mult. Noi avem o cântare care spune, e drept că Iisus a murit purtând păcatul meu. Pe cruce cum a suferit Fiul lui Dumnezeu. Dar acolo pe cruce trebuia să fiu eu. Și trebuia să fie multe cruci. Trebuia să fim cu toți acolo și alții, mulți alții, care nu meritam numele de copii al lui Dumnezeu. Eram un fel de gabaoniți. Eram un fel de oameni care n-am fi meritat altceva, că Dumnezeu n-avea nevoie să-și îndrepte privirea spre mine și spre noi neamurile, că avea poporul său, poporul lor favorit. Dar Dumnezeu a spus pentru o vreme. Pentru o vreme. Să nu vă închipuiți altceva, dar pentru o vreme poporul favorit al lui Dumnezeu a fost pus într-o împetrire a inimii, în așa fel încât Dumnezeu să ne câștige pe noi. Milioane și milioane de oameni. Drept era noi să fim departe de fața lui Dumnezeu și bine că ne-a găsit Dumnezeu. Și bine că ne-a primit Dumnezeu. E bine că Dumnezeu ne-a făcut binele suprem. Eu așa mă bucur că Iosua și evreii au acceptat și Dumnezeu implicit a acceptat ideea aceasta cumva șmecherească până la capăt a gabaoniților. Bine am cerut, bine le-a făcut. Bine am cerut de la Dumnezeu și bine ne-a făcut. Și dreptatea Dumnezeu a schimbat-o și a spus, asta e drept. Și mai face Dumnezeu dreptate. Și spune, a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele lui Dumnezeu, în numele lui Iisus, le-a dat dreptul să se facă copiii lui Dumnezeu. Extraordinar lucru. Acum, eu aș putea să vă dau multe referințe și despre bine și despre drept. Că ieri când stăteam de vorbă cu Dumnezeu, Dumnezeu mi-a dat, mi-a deschis mintea și inima, dar vrea, datorită timpului și datorită lucrării speciale pe care o avem înaintea noastră, să nu intru în detalii foarte multe. Am vrut să mă opresc așa, în stațiile mari. Și să vă spun și să vă îndemn. Apreciați lucrul acesta. Domnul ne-a făcut mult bine. Ne-a făcut copiii săi. Slăviți să fie Domnul. Dumnezeu nu ne-a făcut după cum meritam și după cum eram. Noi eram străini de cer. Străini de legămintele păgăduinței. Fără drept de cetățenie în Israel. N-aveam nimic bun care să îl facă pe Dumnezeu să se uite la noi. Dar acum Dumnezeu se uită la noi. La mine, la noi cei care suntem copiii lui Dumnezeu. Noi suntem la fel. Spunem împreună cu Psalmistul, nimic bun nu locuiește în mine. Nimic bun nu locuiește în mine. Dar Dumnezeu se uită la noi prin sângele Domnului Iisus. Și zice, pentru ăsta am plătit, pentru asta am plătit, pentru ăsta am plătit, pentru toți. Domnul Iisus zice, am plătit, am plătit, am plătit. Și pune filtrul acesta a sângelui Domnului Iisus Hristos, care ne curățește de orice păcat, înaintea privirii Sfinte a lui Dumnezeu și spune Dumnezeu, da, sunt Sfinți, pe atunci Fiul meu, că sunt Sfinți. Așadar, ne adresăm, mă adresez Sfinților de aici, din locul acesta și vă spun că mă bucur că suntem copiii lui Dumnezeu. Și cei care nu sunteți copiii lui Dumnezeu, bine ar fi să schimbați, să nu cereți dreptatea lui Dumnezeu, să beneficiați de bunătatea lui Dumnezeu.
și să vă întoarceți la Dumnezeu, să faceți ce este bine și plăcut înaintea lui Dumnezeu. Faptul că stăm la cina Domnului înseamnă că Dumnezeu a schimbat lucrurile acolo și n-a făcut după cum meritam noi, ci a făcut după cum a vrut El, după bunătatea Lui. Și mi-a dat o șansă, și ne-a dat o șansă, și ne-a chemat la El, și ne-a făcut copiii Săi. Toate lucrurile acestea s-au întâmplat undeva în Psalm. Și Psalmul 25:8, cuvântul spune: Domnul este bun și drept. David experimentase lucrul acesta. David trecuse prin filtrul acesta. Dacă era după dreptatea lui Dumnezeu, David era praf și pulbere. Dar el spune: Domnul este bun și drept. Și când este bun, întâi nu mai are loc dreptatea, nu se mai aplică dreptatea. Și dreptatea lui Dumnezeu s-a aplicat asupra lui Iisus Hristos, care a plătit în locul meu și în locul tău. Și noi putem să cântăm de bucurie că Domnul a făcut lucruri mari pentru noi. Putem să strigăm de bucurie că Dumnezeu a făcut lucruri minunate pentru noi. Și astăzi Dumnezeu schimbă lucrurile. Și astăzi Dumnezeu este pregătit să fie întâi bun și apoi drept. Și în dreptatea Lui să-L condamne pe Iisus Hristos. Și astăzi sărbătorim dreptatea Lui Dumnezeu, care l-a comandat pe, l-a condamnat pe Iisus Hristos și El s-a făcut păcat pentru mine și pentru noi, frații, și pentru voi, prieteni dragi, și pentru voi, copiii și tineri, care nu sunteți copiii lui Dumnezeu, s-a făcut Domnul Iisus Hristos dreptatea lui Dumnezeu. Și a încasat-o El, pedeapsa care ne dă nouă pacea, care ne face să dormim bine noaptea și să nu avem mustrări de conștiință. Dar este un lucru negativ la gabaoniți. Tot n-au scăpat de pedeapsa. Sunt și este descris lucrul acesta și spune de două ori, ba chiar de trei ori. Au fost obligați să taie lemne și să care apă pentru casa Domnului. A rămas o semânță pedepsită de gabaoniți și în ziua de astăzi în biserici. Poate că la voi nu este, la mine este și știu. Niște gabaoniți care au trăiesc tot așa în vechea lege și orice ar face păstorul și oricum ar predica păstorul, ei tot crapă lemne. Și mai sare câte un lemn în capul păstorului și câte un lemn în capul celor din comitet și câte un lemn mai sare în capul celor care slujesc. Nu-i bine aia, nu-i bine aia, nu-i bine aia, nu-i bine aia. Asta e un lucru și o stare gabaonită care nu vrea Dumnezeu între noi. Dacă Dumnezeu mie și ție ți-a făcut rost și ți-a făcut harul să-și manifeste întâi bunătatea și să-ți facă bine, noi de ce să facem rău? Noi de ce să fim altfel? Și aș vrea să ne rugăm și să ne cercetăm. Și dacă sunt cazuri aici, Dumnezeu le știe. Eu n-am vorbit cu fratele Iosif de aspectul acesta, pentru că până ieri dimineața nu știam despre ce voi vorbi astăzi. Dar astăzi vă spun din partea Domnului. Fiecare să stea la dispoziția lui Dumnezeu. Și să nu fie sămânță de gabaoniți între noi. Ci să fie între noi bunătatea lui Dumnezeu, care îndeamnă la pocăință. Și măsura cu care Dumnezeu ne-a măsurat nouă să fie în fiecare. În inima noastră, în mintea noastră, în trupul nostru și în conștiința noastră. Pentru că așa vrea Dumnezeu să facă. Și acum, pentru că ar vrea să încheiem altfel, aș vrea să vă spun că jertfa Domnului Iisus Hristos este valabilă și în ziua de astăzi. Și astăzi Dumnezeu vrea să facă bine și nu ce este drept. Să ne facă ce este bine și să ne cheme la El, la mântuirea Lui. Să spună, haideți, dragilor, iubiților, prieteni, bărbați, femei, care nu cunoașteți pe Dumnezeu. Astăzi Dumnezeu zice, vreau să vă fac bine. Dreptatea lui Dumnezeu și mânia lui Dumnezeu duce la iad, la pedeapsa veșnică. Dar bunătatea lui Dumnezeu, adică binele pe care îl face Dumnezeu, zice, nu vrei să te pocăiești? Nu vrei să-mi predai ție viața ta? Nu vrei să-mi dai mie falimentele tale și eșecurile tale? Eu sunt Dumnezeul cel atotputernic, care fac bine oamenilor, care am hotărât, am decis să fac bine oamenilor și să nu le fac rău. Să nu le întorc rău după firea lor rea,
și să le fac bine după bunătatea mea, zice Domnul. Bunătatea lui Dumnezeu. Nu meritele oamenilor îndeamnă la pocăință. Am găsit în istorie un exemplu. În timpul celui de-al doilea război mondial, într-un spital de campanie al aliaților, a ajuns cumva un soldat rănit german. Rănit era și dacă nu primea urgent sânge, el murea. Spune cuvântul lui Dumnezeu că dacă nu primim viață de la el, o să murim pentru veci în păcatele și prădălegile noastre pe care le-am moștenit. Și șeful spitalului de campanie a mers la... că nu era hotărâtă soarta războiului și a mers la neamț și a spus cu respect că nu se știa cu cine se pune rău sau bine. I-a spus, uite, vedem că ești rănit și vedem că dacă nu-ți dăm urgent sânge, tu o să mori. Da, eu am făcut analize și știu toate grupele de sânge de la toți, erau vreo 40 de soldați acolo răniți. La toți soldații ăștia am făcut analizele și nu se potrivește grupa de sânge decât cu a negrului de acolo din colț. Ce ai vrea să primești sânge de la el? Și el a spus, niciodată! Sângele meu, arian, pur, nu se va amesteca cu sângele unui negru. Și medicul a spus, în cazul acesta o să mori. Cuvântul ne spune că sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice păcat. Amin. Și sângele lui Iisus Hristos curățește și astăzi, dă mântuire și șansă la viață. Și ar vrea să vă spun și să vă îndemn și să vă chem tineri, tinere, prieteni, bărbați și femei care n-ați făcut legământ cu Domnul. N-ați vrea să beneficiați de sângele lui Iisus Hristos care curățește de orice păcat? Eu sunt optimist și pot să spun, poate că duminica viitoare, poate că anul viitor, din punctul meu de vedere. Dar planul lui Dumnezeu, planul de mântuire al lui Dumnezeu este pentru astăzi. Cine aude cuvântul astăzi, spune cuvântul, să nu-și împietrească inima, ci astăzi să-i spună, Doamne, am nevoie de cât trebuie sânge, cât trebuie să schimb mintea, concepțiile, trăirea mea, să schimb toate lucrurile în viața mea, dar să am viață, să capăt viață, să fiu mântuit și fericit. Și Domnul să spună gândul cel bun. Oricine ai fi și oriunde ai fi, să alegi dreptatea lui Dumnezeu de pe urmă. Dar prima dată să alegi bunătatea lui Dumnezeu. Să spui, Doamne, sunt aici, vreau viață, vreau viață veșnică, vreau mântuire și iertare. Și Domnul să ne binecuvânteze pe fiecare parte. Amin. Dragii mei, urmează să ne apropiem de lucrarea propriu-zisă a împărtășirii cu trupul și sângele Domnului.